Pentru făgărășenii care beneficiază de ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană, așteptarea devine tot mai apăsătoare. Anul acesta, pachetele cu ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană ar putea ajunge la Brașov cel mai devreme după mijlocul lunii februarie, iar apoi vor fi distribuite către primăriile din județ. Anul trecut, alimentele au ajuns la făgărășenii cu venituri de sub 450 de lei chiar înainte de sărbători. Întârzierea de aproape două luni este cauzată de procedura legislativă care a fost pusă în aplicare de guvern mult mai târziu față de anii precedenți. Prefectura Brașov a somat cele 58 de primării din județ să fie pregătite în orice moment pentru distribuirea acestor alimente. Prefectul a cerut liste cu persoanele care se ocupă cu distribuirea alimentelor, dar și cu beneficiarii și depozitele unde vor fi păstrate ajutoarele. Ultima adresă pe care prefectul Brașovului, Mihai Mohaci, a primit-o de la București a fost în 15 decembrie. Se așteaptă un răspuns clar până la finalul acestei luni.